Ministerul Culturii caută idei pentru reconstrucția filarmonicii distruse de foc acum 2 ani. Este anunțat un concurs pentru arhitecți, însă deocamdată nu se știe de câți bani va fi nevoie pentru lucrări. Edificiul care a fost gazda a mii de evenimente și a crescut generații de artiști a ajuns o ruină. Între timp, artiștii filarmonicii se pregătesc pentru deschiderea stagiunii, care va avea loc pe 30 septembrie. Edificiul filarmonicii a fost distrus de flăcări acum 2 ani, fiind mistuite sala mare, sala de repetiții, dar și numeroase instrumente muzicale. La 2 ani de la incendiu, Ministerul Culturii anunță concurs pentru identificarea unor soluții de reabilitare a clădirii. Totuși, de câți bani, dar și timp va fi nevoie pentru o nouă filarmonică, rămâne o mare incertitudine. Pereții Palatului Republicii au devenit a doua casă pentru Orchestra Sinfonică a Filarmonicii Naționale, care de altfel a fost și cea mai afectată de incendiu prin pierderea numeroaselor instrumente de valoare. Sala de repetiții, dar și cea de concert, are o acustică proastă, așa că artiștii abia așteaptă să se mute la o casă nouă. Au fost bani foarte complicați pentru noi, foarte greu de rezistat, dar trebuie să recunosc că noi suntem foarte puternici și suntem dornici de a face lucruri mari și lucruri minunate. Nu avem săli de studiu pentru muzicieni, pentru că trebuie să mai studieze și separat fiecare individual. Dar e bine că este așa, la nivel provizoriu, adică sperăm cât mai repede să avem și o casă nouă. Acest spațiu, de exemplu, nu este adaptat, se lucrează mai greu. Asta înseamnă că muzicienii, fiind orchestră mare, fiind împrăștiați, se aud mai târziu unii pe ceilalți. Este un dezastru pentru muzicieni, fiindcă a rămas fără loc. Au instrumente foarte bune, scumpe. Practic ars tot ce a fost mai scump. La 2 ani de la incendiu, violonista Valentina Rus a urcat din nou pe scena mare a filarmonicii, cuprinsă de ruine. Timpurile complicate au făcut ca subiectul edificării filarmonicii să rămână suspendat, spun artiștii, care încă mai speră să se poată întoarce într-un sediu nou cât mai curând, deși sunt conștienți de realitățile în care trăim. Aveam speranțe, da, mai ales că anume acolo unde am lucrat noi, acolo a rămas totul practic intact. Dacă și sunt speranțe, probabil că nu se vor realiza în viitorul apropiat. Mai ales situația în care se află și țara noastră acum, mă tem că nu o să fie de grabă asta, dar cred că cândva o să refac sala. Deocamdată, modalitatea de edificare a filarmonicii rămâne doar la nivel de idei. Ministerul Culturii a lansat un concurs prin care caută arhitecți care vor stabili dacă instituția va fi ridicată de la zero sau reabilitată, precum și care vor fi costurile de proiect. Între timp, artiștii filarmonicii se pregătesc pentru deschiderea stagiunii concertistice, care va avea loc pe 30 septembrie. Filarmonica nu sunt pereții, filarmonica sunt oamenii, sunt artiștii care sunt foarte valoroși. Acum, la moment, încă nu se vorbește despre bani, acum se vorbește despre concurs. Este vorba de un concurs de idei, de concepte, care pe 1 martie, atunci este pus deadline-ul. Banii adunați din donații pentru reconstrucția filarmonicii, circa 4 milioane de lei, vor fi folosiți inclusiv la realizarea schiței de proiect. Pe 24 septembrie 2020, pompieri au fost alertați despre izbucnirea unui incendiu într-o anexă a Filarmonicii Naționale. Flăcările s-au extins atât de rapid încât în doar 2 ore tavanul sălii principale s-a prăbușit. Abia în dimineața zilei de 25 septembrie, incendiul a fost stins. Din fericire, atunci nicio persoană nu și-a pierdut viața. Concluzia specialiștilor este că incendiul s-a produs din cauza încălcării normelor de securitate a muncii și antincendiare în timpul secționării unor țevi de oțel dintr-un grup sanitar al filarmonicii.